Bună ziua, doamnelor și domnilor, și bine v-am găsit la emisiunea Din viață pentru viață. Invitata mea de astăzi fascinează prin inteligență, inspiră prin personalitate, iar talentul ei încoronează orice discurs la orice subiect. După cum bine v-ați dat seama, invitata mea de astăzi este Vera Anastasiu, antrenor de dicție. Bună ziua, mulțumesc pentru invitație! Cine este de fapt Vera Anastasiu? Un om care e foarte responsabil pentru ceea ce face în fiecare zi, un om dedicat până la capăt muncii pe care o practică cu multă plăcere, un om simplu, un om care ajută atunci când e nevoie, o mamă cu normă întreagă, pentru că atunci când ajung acasă îmi iau munca foarte în serios. Sunt jurnalistă de 11 ani în Republica Moldova, sunt licențiată în științele educației și sunt un om care a ales să facă exact ceea ce îi place. Tocmai de aceea am devenit antrenoare de dicție în Republica Moldova și am dezvoltat un proiect care îmi poartă numele. Acum vreau să-ți propun să vedem ce cunosc oamenii despre tine. Când am fost la cumpărături, că eu sunt curioasă. Foarte frumos. Dar cine sunt oamenii ăștia? Că pe unii i-am recunoscut, pe ceilalți. Producători de emisiune de la noi de Republica Moldova și studenți de la Facultatea de Jurnalism. Foarte frumos. Mulțumesc din suflet, m-ați cucerit. Iar acum, ca să revenim un pic în timp și să începem din copilărie. Atunci când te gândești la copilăria ta, ce ți amintești? De fapt, copilăria mea s-a perindat foarte frumos prin viața mea. Părinții mei mi-au oferit cel mai frumos dar din lume. Și nu o să crezi, ei chiar au crezut în mine. Și ăsta a fost simbolul cel mai puternic pentru ca eu să evoluez. Copilăria mea a fost obișnuită. Am mai spus-o și cu alte ocazii. A fost... Prima tortură e să merg să pasc bobocii. A fost pedeapsa pe care eu mi-am încasat-o în copilărie. Atunci aveam un bronz natural. În rest aveam preocupări din alea de gospodărit, pentru că noi eram la țară, ne mai punea mama să muncim. Nu a durat foarte mult. De ce? Pentru că eu eram un om care știa foarte bine cum trebuie să-și organizeze timpul și mi-a făcut întotdeauna timp pentru... ocupațiile în care eu găseam mult mai mult interes decât cele în care eram pusă să fac ordine, să dau cu aspiratorul sau alte lucruri de genul ăsta. Dar am avut o copilărie obișnuită. Nu a fost marcată de anumite lucruri foarte, nu știu, zgomotoase din nu știu ce motive, dar mi-a plăcut cartea.
Asta a fost argumentul pentru care eu vreau să mulțumesc foarte mult părinților mei și m-am preocupat destul de mult de treaba asta, luând toate concursurile posibile, începând, cred, clasa 5-a și până în clasa 12-a. Absolut toate, pe prima linie, întotdeauna și la orice nivel, fie că era local, fie că era republican. Povestește-mi, te rog, mai multe despre relația ta cu părinții. O relație foarte frumoasă, dar asta îmi produce și un soi de tristețe, pentru că eu l-am pierdut pe tata exact în momentul în care aveam cea mai mare nevoie de el și eram în perioada aia de căutări, 15-16 ani, când un copil se formează, începe să aibă caracter, să fie foarte îndârjit așa când vine vorba de planuri. Ori nu i-a fost cazul să fim pe cont propriu. Din acel moment, o chestiune care ne-a marcat destul de mult, dar pe care n-am putut-o depăși foarte mulți ani. Noi fiind 4 copii în familie, mama mea fiind singura care urma să aibă grijă de noi, a fost și a rămas tâlpul familiei la propriu, iar fiecare dintre noi, după acel moment de cumpănă din viața noastră, a fost cazul să o luăm pe drumuri sigure și independente, ajutați doar de gândul bun și de sfatul mamei. O relație pe care mi-aș fi dorit să o am mult mai lungă ca durată. Dar cred că există o comunicare și acum, indiferent pe ce dimensiune se întâmplă. Iar mama este unul dintre oamenii mei cei mai apropiați. Îți mai aduce aminte cine ți-a cultivat dragostea față de limba română? Mama este omul care a ținut foarte mult să învățăm. Tata și-a dorit foarte mult ca eu să devin jurnalist, mama profesoară de limbă și literatură română. Și implicit profesorii mei din generală, din gimnaziu, și după aia profesorii mei de la liceu, doamna Tatiana Strâmbeanu, care vreau să-i mulțumesc și o să rămân recunoscătoare pentru toată investiția, și mă refer la timpul ei prețios pe care îl petrecea alături de mine, ca să mă ajute să devin un comunicator mai bun când vine vorba de gramatică, stilistică, morfologie și restul detaliilor care fac diferența între un comunicator. Nu există un om care să vorbească foarte bine, dar să nu știe gramatica. Să nu ne mințim. Ai făcut 11 ani de jurnalism, dar ai terminat o facultate de filologie. De ce? Îți mulțumesc pentru această întrebare. Mulți dintre oamenii care vor urmări acest interviu, cu siguranță, vor avea dorința să afle răspunsul la această întrebare, gândindu-se, oare cum se face că un profesor de limbă și literatură română ajunge să fie jurnalist? Există mulți oameni buni în Republica Moldova care sunt economiști și muncesc în televiziune sau în radio. Nu sunt eu o excepție. Pur și simplu am întâlnit la un moment dat un om care mi-a spus simplu, dacă îți dorești să devii un jurnalist bun, atunci nu e neapărat să mergi și să-ți faci studiile la o facultate de profil. E important să afli cu ce respiră firul ierbii, adică oamenii, și de acolo să înveți cum trebuie tratate subiectele. Evident, am avut alături și oameni din jurnalism. Aș vrea să mulțumesc aici doamnei Valentina Ursu de la Radio Europa Liberă, căreia îi port un respect deosebit, pe care o prețuiesc și care îi rămân recunoscătoare pentru toate lucrurile minunate pe care le-am învățat împreună și care e un om cald și deosebit până la infinit, care m-a ajutat enorm de mult în această meserie, care a crezut în mine și care pur și simplu într-o bună zi a devenit producătorul emisiunii pe care eu o moderam în acea perioadă și pentru toată grija și atenția pe care mi-a oferit-o atunci. Uite, dacă tot ai menționat-o pe doamna Valentina Ursu, aș vrea să-ți arăt și un mic sincron de la domnei ei. O cunoscusem vizual pe Vera Anastasiu, dar o ascultam și chiar o admiram pe când prezenta știrile la Radio Noroc. Ea este unul dintre puținele modele de prezentatoare de știri care putea să te țină în preajma aparatului de radio de la A până la Z, de la începutul până la sfârșitul buletinului, ca să-i asculți nu doar vocea, dar și să pătrunzi în esența știrilor pe care le prezenta. Mai târziu am cunoscut-o și ca prezentatoare TV și ceea ce pot să spun eu că e
E un om muncitor, străduitor. E un om care depune pasiune. E un om cu vocație. E o persoană care te ține în priză atunci când moderează o emisiune. E un om care se pregătește. E un om cu erudiție. E un om cu inteligență. Dar toate astea știu că le-a obținut doar prin muncă. Ceea ce eu prețuiesc eu în mod deosebit la ea, munca asiduă pe care a făcut-o și mai continuă să o facă pentru a fi un bun profesionist. Pentru ce o mai admir eu pe Vera Anastasiu? Pentru că e unica femeie care a încercat să facă investiție în acest curs de dicție. E o afacere foarte bună pentru societatea moldavă, pentru că de la vlădică până la opincă toți avem de învățat cum să vorbim corect, cum să vorbim frumos și mă bucur că chiar completează șirul femeilor care reușesc în societatea asta unde foarte mulți încă mai cred că e foarte greu să dai din coate ca să reușești. Știu că nu i-a fost ușor de la început, a făcut naveta Chișinău, București, a mers să mai învețe de peste Prut cum să țină aceste cursuri la nivelul cel mai înalt și i-a reușit, nu a obosit, asta mă bucur. Ea este neobosită și pentru ceea ce face merită toată stima. Vă este dor de ea? Oricând și o aștept cu mare drag și mă bucur să aud că toată lumea e îndrăgostită de ceea ce face ea, dar o aștept să-mi bată și la ușa mea. Eu am învățat multe de la ea, mie mi se pare că noi ne-am complimentat și reciproc așa, ne-am adunat mai multe bile albe una alteia. Ce ați învățat de la Vera Anastasiu? Am învățat în puține cuvinte să spui multe, deși ea vorbește foarte, foarte mult pe secundă. Să fii punctual, am învățat înseamnă o prietenie frumoasă. Ce mesaj ați avea pentru Vera? Pot să-i spun că continui să o admir, continui să-i sfătui pe cei care vor să aibă o ținută lingvistică bună și o dicție bună să meargă la cursurile ei. Au mers cei doi copii ai mei și au rămas încântați de felul cum a reușit Vera să pună acea semincioară în sufletul lor, să cucerească noi înălțimi, să nu se oprească. Mă bucur că o văd acum înconjurând statele Europei să se întoarcă și în televiziune, că îi stă bine să fie o modernă de program televizat, să-și crească tot atât de grijuliu fetița pe care o are, să le facă fericite pe alte femei, pentru că ea știe să vorbească la foarte multe subiecte și vorbește cu interes și pasiune și intrigă publicul, să fie fericită în viața personală, pentru că asta tot contează, să aibă grijă și în continuare de mama ei pe care tare mult o iubește și la care tare mult ține, să fie sănătoasă în primul rând și să mă întâlnesc cu ea mulți, mulți ani înainte. Extraordinar! M-ai lăsat fără cuvinte! Doamna Valentina, vă iubesc! E reciproc! Mulțumesc din toată inima! Ce ai învățat de la doamna Valentina? Am admirat-o de la distanță mulți ani, încă pe vremea când era și a rămas, de fapt, din punctul meu de vedere, unul dintre pilonii de la Teleradio. Un om care are o căldură imensă de oferit oamenilor, un om foarte hotărât, un profesionist în adevăratul sens al cuvântului, începând de la cele mai mici detalii și încheiind cu în proiectele pe care le are și încheiind cu proiectele mari pe care le gestionează în radio. Un om care nu te lasă niciodată la greu. Un umăr de nădejde în orice situație, indiferent cât de critică ar fi fost, și o persoană care știe întotdeauna să-ți fie alături. Și profesional și personal. Sunt pur și simplu îndrăgostită de familia ei. Foarte, foarte multe lucruri ne leagă. Sunt chestiuni pe care nu le pot divulga chiar în acest interviu, dar vă pot spune cu mâna pe inimă că este unul dintre puținii oameni la care, dacă aș reveni într-un anumit moment, sunt mai mult decât sigură că nu ar spune nu. Și da, ne leagă o prietenie frumoasă de care sunt mândră, până la infinit. Dumnezeu a menționat că îți dorește să revii în televiziune. Nu îți dorești? Frumoasă întrebare asta. E destul de complicat pentru un om care a fost pe sticlă foarte mult timp să se retragă din lumina reflectoarelor și să fie aici, în sala asta de curs, alături de alți oameni pe care să-i ajute să exceleze în fața acestor aparate audiovizuale.
Mă mișcă uneori ideea asta, dar cred că încă nu este timpul. La un moment dat, dacă se va ivi o oportunitate frumoasă, cu siguranță voi reveni. Dar vreau să-ți spun că din momentul în care am făcut o pauză, și mă gândesc că aceasta este totuși o pauză, ofertele de a reveni în televiziune nu s-au oprit. Cred că am fost curtată de toate posturile de televiziune de la Chișinău, unele dintre ele de 3, 4, chiar și de 5 ori, de a fi prezentatoare fie la principalul jurnal de știri al zilei, fie să moderez un talk show. Deocamdată răspunsurile mele au fost: vom reveni la această discuție într-un viitor apropiat sau îndepărtat. Viața va arăta. Acum hai să ne întoarcem un pic în anii studenții. Ce ți aduce aminte? În primul rând că am muncit și studenția pentru mine nu a fost cea pe care toată lumea, marea majoritate a tinerilor, au avut-o. În sensul că nu am stat la un cămin la care să mă cazez, nu am fost un om care să-mi permit să merg la ore în fiecare zi. Eu am învățat la distanță și am făcut-o din considerente financiare, pentru că chiar dacă statul îmi achita studiile, eu eram unul dintre oamenii care trebuia să se întrețină. Și din prima zi în care am intrat la facultate, la filologie, eu am fost angajată la Vocea Basarabiei în calitate de prezentatoare și aveam un program foarte încărcat, eram foarte implicată și atunci am încercat să leg și studiile și munca în același timp. Nu mi-a fost ușor, dar nu spune omului cât de greu ți-a fost, spune-i doar ce ai realizat. Care erau relațiile tale cu profesorii? Extraordinare. Eu nu cred că am avut relații așa, în trecere cu cineva, în sensul frumos al cuvântului, pentru că și ei, dar și eu, cred că ne-am marcat într-o oarecare măsură. Am fost îndrăgostită de profesorii mei de la Universitatea Ion Creangă, acolo unde mi-am făcut studiile, și spun asta cu mândrie, începând de la doamna Olga Cosovan, doamna Cartaleanu, doamna Zgardan, doamna Șișcanu, doamna Ciobanu, foarte, foarte, foarte mulți oameni, să nu o uit pe doamna Grati. Au trecut foarte mulți ani, dar îmi sunt pe retina ochiului foarte bine întipăriți. Și vreau să le mulțumesc și lor pentru contribuția frumoasă pe care au avut-o asupra mea, să nu-l uităm și pe domnul Burlacu, foarte multă lume bună și frumoasă, care a însemnat pentru mine destul de mult, pentru că am avut și eu examene, am mers la ore, nu mi-am permis luxul de a merge la un examen nepregătită și ei pot confirma asta în fiecare zi. Uite, Vera, pentru că tot vorbim de facultate, am încercat și eu să aflu de la profesorii tăi cum ai fost tu studentă. Nu ți-a scăpat nimic, observ. Doamna Zgarda? Foarte frumos, mulțumesc, domn profesor! Iar acum să trecem și la subiecte mai serioase care te-au format pe tine în domeniul ăsta. Te-ai școlit la București, pe dicție. De ce la București? A fost o întâmplare, dragă Betty, și o să-ți recunosc asta cu mâna pe inimă. De ce? Nu eram mulțumită de modul în care articulam. Și eu, fiind prezentatoare de știri, fiind și redactor, deci și redactam, nu eram doar omul care citește, mi-am dorit mai mult și am considerat că pot să ofer mult mai multe. Tocmai de aceea, având câțiva prieteni foarte buni, cetățeni români stabiliți la București, având și o discuție cu ei, atunci am ajuns la concluzia că trebuie să șlefuiesc anumite instrumente.
Așa am ajuns întâmplător la Realitatea TV și la Antena 1. Acolo am întâlnit jurnaliști care își făceau meseria la acea vreme în tot felul de programe. Ei m-au ajutat pe partea de dicție, nu pentru ca eu să dezvolt un produs la Chișinău, dar pentru ca eu să fiu bună și să pot să excelez atunci când apar în fața microfonului. Așa se face că, din punctul ăla, interesul meu a crescut de 10 de ori. Mi-am dorit să aflu și mai multe. Așa am luat legătura cu mai mulți jurnaliști de la Kiss FM și de la Pro FM în acea perioadă. Oameni la fel, am ajuns foarte întâmplător la ei. E vorba de știristele de acolo, cu care am avut o relație foarte frumoasă și care m-au ajutat în paralel să pot să excelez pe partea asta de articulare, frazare, ritm, intonație, expresivitate și toate detaliile aferente unei comunicări veritabile atunci când te afli în fața microfonului. Nu a fost o pretenție a mea neapărat să merg acolo. Am simțit că nu pot găsi atunci la Chișinău pe cineva care să mă ajute pe partea asta. După aia a apărut pe cineva mic în familie. Întâmplarea face să aibă și un defect de vorbire. Cine să o ajute dacă nu mama? Și așa, pas cu pas, am încercat să rezolv acasă lucrurile. După aia să-mi dau seama că e o chestiune interesantă care mă pasionează și mai mult. Am mers după aia să dau niște examene și să iau acreditare pentru ceea ce fac. Și după aia să încep pas cu pas să șlefuiesc un curs specific pentru o anumită vârstă, după aia pentru adulți și pentru copii, după care să mă pregătesc și pe partea de logopedie. Eu reușind să am foarte multe cazuri fericite în care am rezolvat defecte grave de vorbire și iată-mă aici mulțumită de ceea ce am reușit să realizez. Nu ai fost tentată să rămâi la București? Da, cred că te-ai documentat foarte bine. Am fost tentată de foarte multe ori, doar că ceea ce mi se propunea la acea etapă nu se lega cu ceea ce aveam eu și planurile pe care mi le stabilisere. Tocmai de aceea încă sunt un om care rămâne la Chișinău și motivele sunt strict familiale. Dar tentația mea a fost să fiu acolo, având și mai multe oferte de a fi chiar în televiziune, e vorba de Antenă, și să iau un program de știri. Dar nu s-a materializat și asta este o chestiune pe care deocamdată nu o regret. Ce ar trebui să preluăm și noi de la cei de peste prut? E o întrebare bună, doar că cred că chestiunea asta ar trebui să fie reciprocă. Și ei ar trebui să învețe ceva de la românii de aici și noi ar trebui să învățăm de la ei câte ceva. Există o chestiune a profesionalismului peste care nu se trece acolo și există instituții bune, media, de la care mulți jurnaliști din Moldova ar trebui să ia pixul în mână și să noteze. În rest ne caracterizează. Sunt și ei nepunctuali, au și ei defecte de vorbire, sunt oameni care greșesc pentru că a greșit omenește și la fel, cred că și ei ar trebui să învețe de la românii de la Chișinău căldura asta pe care noi o emanăm necondiționat. Ei au porții sau rate în care le oferă. Noi suntem mult mai deschiși, mult mai calzi, mai primitori. Am întâlnit și oameni toxici, recalcitranți acolo, dar asta nu înseamnă că și la Chișinău nu-i găsești. Ce te-a motivat să predai dicția? Copilul tău? Da, în primul rând, după care oamenii pe care i-am întâlnit. Mentorul meu, care este domnul Gheorghe Caraseni, omul care mi-a influențat inconfundabil viața și personală și profesională și oamenii din anturajul meu de la acea vreme care au crezut foarte, foarte mult în mine. M-am debarasat de oamenii care erau permanent în anturajul meu și spuneau nu poți, nu știi, n-ai cunoștințe, n-ai experiență. Am rupt tot de acolo și am plecat foarte departe și mi-am adunat în jurul meu oameni de la care să mă pot inspira și să fiu eu bine cu mine, în primul rând. Uite, sunt persoane la fel care predau dicția în Republica Moldova, iar una din ele te admiră chiar foarte mult și aș vrea acum să auzi și tu aceasta.
Extraordinar. Pe Vera Anastasiu. Am văzut-o numai pe sticlă și vreau să spun că am privit cu plăcere ceea ce am văzut și, știi, mă grăbeam undeva, m-am oprit și am ascultat-o. Altă dată mi s-a întâmplat că, din nou, am prins câteva secvențe împreună cu noi și m-am gândit atunci, Doamne, dacă am avea mai multe persoane asemănătoare acestei doamne, probabil că ar fi o mare bucurie pentru noi. Necunoscând-o, de multe ori am dat-o exemplu. Îi doresc aceste minunate doamne multă energie, abnegație și ingeniozitate să meargă înainte, să continue ceea ce a început și să aibă cât mai mulți învățăcei care mai departe să ducă această idee, această muncă deloc ușoară. Extraordinar, doamna Berzoi, vă iubesc, mulțumesc din toată inima, o voce de aur. Mulțumesc. Ai avut ocazia să o cunoști? Nu am avut ocazia să o cunosc personal, dar promit că după această întâlnire cu tine o să-mi fac timp neapărat să o cunosc. E o femeie pe care o admir în tot sensul cuvântului și de care e îndrăgostită o generație de aur în Republica Moldova. Și mai ales că facem practic aceeași meserie și știm să împărțim cuvântul rostit clar și corect oamenilor. Nu am pretenția încă să mă compar cu această minunată și extraordinar de frumoasă doamna cuvântului. Cred că am încă multe lucruri de pus la punct, dar vreau să-i mulțumesc pentru tot ceea ce a reușit să facă până acum în Moldova și pentru omul frumos care a reușit să rămână în mintea oamenilor. Și cred că încă sunt multe lucruri pe care le vom împărți amândouă tuturor persoanelor pe care le vom avea aproape în sala de curs sau în alte circunstanțe. Foarte frumos! În cadrul unui training ai spus că atunci când ții un discurs public, comunici vizual cu 3 persoane. Așa este. De ce? E o tehnică care se numește tehnica celor 3 pozitivi și pe care e bine să o aplici atunci când așezarea într-o sală îți permite asta. Nu poți face asta când e sala Palatului Național, da? Dar în mod normal, când așezarea era exact ca în trainingul pe care noi îl aveam atunci și la care știu că ai fost prezentă, e bine să îți alegi câteva zone și e vorba de stânga, dreapta și partea din față, în care să-i prinzi pe oameni alături de tine și să poți să ai niște mișcări ale capului foarte bine stabilite. Asta nu înseamnă că trebuie să te transformi într-un roboțel, dar eu obișnuiesc să mă energizez de la oameni și ei sunt primii care, în funcție de conținutul pe care îl dau, sunt fix 15 secunde, atunci funcționează efectul ăsta de dragoste la prima vedere, te caută foarte repede și rămân ai tăi. Și transmițând lor mesajul, energizezi acele zone și efectiv ești cu toată lumea. Să nu se supere oamenii, pentru că în momentul în care te apuci să vorbești cu toată lumea, până comunici cuiva mesajul, se plictisește celălalt. E bine să ai toate cele 3 părți în față ca să menții echilibru. Te rog, Vera, 3 sfaturi pentru un discurs persuasiv. 1. Pregătire. 2. Exersare. 3. Evaluare. Să urmărești ceea ce faci. Există mulți oameni care spun, nu-mi place vocea mea, nu am nicio dorință să mă uit să văd cum am moderat sau cum am prezentat subiectul ăla. Fără asta, nu mergem înainte. Nu știm ce trebuie să schimbăm la următorul discurs. Iar fără pregătire, nu există absolut nimic. S-ar putea să meargă principiul, mă voi descurca la fața locului, dar s-ar putea ulciorul să nu meargă de multe ori la apă. Care a fost cel mai bun sfat pe care l-ai primit în domeniul ăsta de carieră? Să nu mă mulțumesc niciodată când aud cuvântul bravo și un pas înapoi este doar pentru a-ți lua viteză. Cum vezi tu vocabularul tinerilor din ziua de azi? Unul foarte sărac și o să spun asta cu foarte multă mâhnire. De ce? Pentru că suntem foarte preocupați de gadgeturi și tot ce înseamnă tehnologii informaționale. Nu mai deschidem gura, pur și simplu nu mai comunicăm. Există oameni care au zile întregi în care efectiv își transmit sentimentele prin internet și atunci nu mai ajung să mai verbalizeze ceva. Iar cititul a devenit un lux pentru unii tineri și nu pentru majoritatea. Iată de ce acesta este unicul mod prin care putem ieși din această gaură neagră, dacă vrei.
discută destul de urât și spun asta începând de la faptul că nu cunosc gramatică, nu știu cum se organizează simpla topică a frazei și au un vocabular foarte limitat. E și efectul migrației masive, care a însemnat departe de casă mii de părinți, sute de mii dacă vrei, copii crescuți cu bunei, mai mult sau cu fratele sau sora mai mare, și de aici tot efectul ăsta negativ al comunicării pe care l-au tinerii în ziua de astăzi. Dar avem și tineri foarte buni, care știu să vorbească bine, care pot argumenta o poziție pe care ei o au și care sunt într-adevăr de admirat. Ce te-a responsabilizat mai mult, profesia de jurnalist sau fetița ta, Gloria? Eu n-aș vrea să idolatrizăm piciul meu de acasă, dar în momentul în care îți dai seama că reușești acolo să pui anumite lucruri, ești mult mai liniștită în ceea ce urmează să faci cu ceilalți. Profesia de jurnalist te responsabilizează prin definiție. Este primul lucru pe care trebuie să-l ai în cap atunci când deschizi gura și pretinzi că ești un model pentru oameni sau un formator de opinie. Iar oamenii așteaptă de multe ori, atunci când se uită la televizor, să vadă că tu îi reprezinți. Jurnalistul nu este doar un om. El este conexiunea sau legătura cu milioane de oameni care sunt în spatele meu și care așteaptă ca eu să pun o întrebare sănătoasă care să răspundă la niște necesități ale omului pe care le are în acel moment. Acum, hai să vorbim despre cartea pe care o citești timp de 7 ani și încă continui să o descoperi, despre fetița ta, Gloria Vera. De 7 ani ești mamă. Cum ai descrie acest sentiment? Foarte frumos. Poate sună banal răspunsul meu la această întrebare, dar Gloria este unul dintre oamenii care mi-a arătat exact care sunt limitele mele. Eu mă credeam super erou până atunci. Eram unul dintre oamenii care nu aveam niciun fel de obligațiuni, care își putea face programul în funcție de propriile dorințe și necesități. Iar când a apărut micul meu terorist, care mi-a bulversat tot programul, care mi-a spus că ziua nu are 8 ore, dar are 24 de ore și mai poate încă să dureze, am învățat tot, începând de la farmacie și medicină, gastronomie și tot ce înseamnă alimente și nutrienți și beneficii din tot felul de sucuri de, și încheind cu ce detergenți trebuie să folosim, ce hăinuțe trebuie să alegem și multe alte detalii pe care bănuiesc toate mămicile acum privindu-mă mă înțeleg perfect. 7 ani în care eu am învățat alături de ea să nu abdic de la calitatea mea de mamă. Nu mi-am lăsat niciodată copilul fără să mă gândesc că e cu cineva și atunci nu mă mai interesează. Dau foarte multe telefoane pe parcursul zilei să mă asigur că e în regulă, inclusiv la grădiniță. Noi avem o relație mult prea specială și asta e o chestiune pe care mi-o doresc un pic mai temperată, în sensul că e foarte atașată de mine și este unul dintre oamenii care cere întotdeauna aprobări și aș vrea să o cresc un pic mai independentă. Și am început procesul. Sper că reușesc eu să șlefuiesc acolo unde simt eu că trebuie duse lucrurile. Într-un interviu ai spus că Gloria e foarte bună la negociat. Ah, da. Nu. Nu, să nu ne mințim. Nu, noi eram 4 copii în familie, îți dai seama, noi aveam o bomboană și mi-amintesc că mama trebuia să o taie exact în 4 dacă venea de la o petrecere și fiecare să aibă partea lui. Dar nimeni nu o mânca pe acelui alt, să se înțeleagă. Asta mică reușește să mă manipuleze pe mine, să știi. Poate pentru că este prima, poate pentru că are argumentele la ea, dar din acesta merge la școală, vedem noi cum își orientează argumentele pe partea de negociere și acolo cu abecedar, matematică, științe și restul orelor sau chestiunilor pe care le va avea la școală. Cum ai reușit pe Gloria să o convingi să facă dicție cu tine?
De fapt, eu nu am încercat neapărat să o conving, a se înțelege corect. Eu pur și simplu am exersat în preajma ei. La fel, e un sfat foarte bun pe care pot să-l dau și oamenilor care ne privesc acum. Nu încercați să-i puneți cartea în față și să ziceți, citește că e foarte bine. Dar mama se întoarce, merge la bucătărie și începe să taie cartofi. Scuză-mă, te rog. Copiii fac mai degrabă ceea ce văd decât ceea ce li se spune. Eu pur și simplu îmi luam creionul, cartea de dicție și începeam să învăț, să exersez. Prima seară nu am fost interesant, am fost chiar plictisitoare. A doua seară era bine să plec în altă cameră, mă plictisești și nu mai reușesc să îmi fac jobul meu. Ea îmi reproșa. După care a început să prindă interes. Iată așa am început noi să citim, așa a început să colorăm. Apropo, avem program în fiecare zi de sâmbătă și duminică, pentru că în celelalte zile ale săptămânii sunt cam prinse. Și avem stabilit. Deci începem așa, cu partea de lectură, după care începem cu partea de desen, după care revenim pe matematică, după care revenim pe educație fizică, după care revenim pe științe. Și în fiecare zi de sâmbătă și duminică, pentru că doar atunci îmi permite timpul, reușim să păstrăm cam o oră și jumătate pentru noi și doar pentru asta. Vera, ce timp să cultivi în fetița ta? Responsabilitatea acțiunilor pe care ea le face și să aibă mare grijă la oameni. Mi-e teamă și mie și cred că atunci când ai grijă să alegi cu multă atenție oamenii care te înconjoară, succesul tău este garantat. Pentru că, în general, el e o sumă de oameni buni și de calitate pe care îi întâlnești în drumul tău, dar Dumnezeu îți dă posibilitatea, la un moment dat, să-i alegi. Or, vreau să-ți spun un secret. Eu sunt omul care a demonstrat până la vârsta de 30 de ani că poate obține tot ce își dorește de la viață, doar aplicând o tehnică foarte simplă. Rămâi întotdeauna un om bun și simplu, cu bun simț, responsabil și cumpătat în acțiuni. Și atunci Dumnezeu va avea întotdeauna un plan frumos pentru tine. Și nu m-a dezamăgit. Și mulțumesc pentru asta în fiecare zi. Înainte de a primi câteva sfaturi de la tine pentru tânăra generație, haideți să ascultăm sfaturile Gloriei. Bună, sunt Gloria! Deci, Imo, dar și fetița ta îți face publicitate. Exact, exact. Dar vreau să-ți spun aici o chestiune. Nu mă interesează celebritatea. Nu m-a interesat niciodată celebritatea și nu o să mă intereseze niciodată. Poate că ea vine la pachet cu partea asta de a te căuta oamenii, a-ți oferi atenții, a fi întotdeauna în anturajul tău, dar nu mă interesează celebritatea sub nicio formă. Mă interesează să pot crește oameni buni și de calitate și să pot să fiu mândră de ceea ce ei reușesc. Am foarte mulți jurnaliști, oameni care apar pe sticlă, judecători, miniștri, deputați și tot ce vrei, oameni care apar în public, vorbesc și care reușesc după un eveniment să-ți scrie niște mesaje atât de frumoase, gen, mulțumesc, Vera, pentru prima dată m-am simțit exact așa cum mi-ai cerut, liber. Și ăsta este un mesaj care mi l-a expediat un oficial de rang înalt, cu care muncesc de mai bine de un an de zile și care a reușit după atâta timp să bifeze performanța pe care el și-a dorit-o. Pentru că la instruirile mele, omul nu face doar ce spune Vera, dar ce își dorește și el să facă. Am înțeles. Acum să facem și un pic de gramatică împreună cu tine, dacă tot ai terminat o facultate de filologie. Dacă pot să-mi corectez greșelile pe care eu acum am să le comit. Nu mai puteam fi încrezuți în ziua de mâine. Nu mai puteam, nu mai putem fi încrezuți în ziua de mâine. În dependență de evenimente. În funcție. Îmi cer scuze pentru întârziere. Cer scuze. Dar totuși, ce ai de gând să faci? Ce ai de gând să faci? Dacă ceva, adresați-vă. Adresați-vă. 17.000 de familii cu copii beneficiază... 17.000 de familii, așa?
Susținerea preventivă a tezei de licență. Susținerea tezei de licență. Îți mulțumesc foarte mult, Vera. Îți doresc mult succes în continuare și la cât mai multe realizări, atât pe plan profesional, cât și familial. Eu vreau să-ți mulțumesc pentru această discuție. Trebuie să recunosc că ești primul jurnalist, pot să te numesc, în devenire, da? Care s-a documentat atât de amănunțit și pentru asta să știi că îți port un respect deosebit. Ești un om foarte cald și foarte sincer. Poate exprimarea nu este cea mai adecvată, dar îmi place modul în care știi să tratezi jobul, munca și știi să fii la înălțime. Și îți doresc mult succes în cariera ta, foarte multă tărie de caracter și încredere. Este poate cel mai de preț lucru pe care trebuie să-l păstrezi. Să ai coloana vertebrală și la propriu și la figurat în meseria asta. Să fii pregătită să te lupți cu rechinii, dar să nu sângerezi niciodată, pentru că ei sunt aproape. Îți mulțumesc foarte mult! Doamnelor, domnilor, invitata mea de astăzi a fost Vera Anastasiu, antrenor de dicție.